În perioada 8-10 mai anul curent, Federația Română de Karate a organizat un curs de arbitraj și examenul de licențiere de noi arbitri și promovare în grad a arbitrilor licențiați. Cursul s-a desfășurat în cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani. La acest curs au participat 116 arbitri și candidați la licența de arbitru. Prin acest curs, Federația Română de Karate a urmărit să prelucreze ultimele modificări apărute în regulamentul de competiție al VKF, să perfecționeze arbitrii care sunt licențiați pe regulament VKF și să formeze noi arbitri. Federația Română de Karate se ocupă de viitorul karatelui.